Ce aș vrea să subliniez în încheiere? Am deplină încredere în aceste instrumente pe care le are opoziția și pe care știu bine că le-a folosit și în mod eficient, dar și opoziția, și puterea, și autoritățile, și cetățenii trebuie să dea, să dăm dovadă de ceea ce se numește loialitate față de valorile constituționale. Nu mi-am propus să dezvolt acest subiect, dar pot da numai un exemplu. Când Curtea a declarat o ordonanță neconstituțională azi și puterea a adoptat o ordonanță cu absolut același conținut, ieri după amiază, ca în felul ăsta să perpetueze, să mențină soluția legislativă care urma să fie declarată neconstituțională, să extragă ordonanța, noua ordonanță, din controlul de constituționalitate și să perpetueze soluția și să se producă efectele juridice. Prin urmare, dincolo de arhitectura statului de drept din Constituție, dincolo de cunoașterea și respectarea competențelor, este necesară această comună obligație, această comună nevoie de loialitate față de valorile constituționale. Numai astfel opoziția își poate îndeplini rolul acela de gardian al Constituției prin sesizarea Curții Constituționale pentru menținerea majorității în limitele constituționale.